Azi m-am învățat cum se taie, cum se curăță o ceapă. Simplu, simplu. Primul lucru care se face... Băga. Să taie în două. Și tot ce avem de făcut, o folosim mereu ceva să punem gunoi. Uitați-vă ce simplu. Vom păstra mereu partea asta și nu vom tăia de aici. Pentru că ne va ajuta să susținem ceapa când o vom toca. Curățăm fundul. Și de ce vă spunem? Pentru că nu vom ține de aici. Și tensia mare să nu vă pierzi degetele. Acum, o punem așa ca să o putem susține și continuăm. Este exact ce am fi tăiat și nu am tăiat, care ne-a ajutat să susținem. În felul acesta economisim ceapă, dar mai important este că putem să o tocăm foarte bine.